Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, voi aveți țânțari acasă? Nu. Băi, am ăștia invazivi, țânțari tigru. Sunt ceva înspăimântători, am mai vorbit despre asta. Țânțarii tigru... Cum e țânțarul invaziv? Este o specie, țânțarul tigru e o specie de țânțar care a venit în România cu... Prin transfer. Trenul. Băi, hai să te râzi, nu, a venit cu vaporul, cred. Sau așa. Da, a venit în anvelope uzate, că trăiește mult în anvelope, unde se strânge puțin apiță, în Asia. Import de anvelope uzate în România. Sau în niște tipuri de plante importate tot așa din Asia. Bambus ornamental. De mai degrabă, eu asta nu halesc, că noi importăm din Asia anvelope uzate. Stai un pic. Hai să râzi. Nu, noi importăm gunoi din toată lumea. Și țânțarii ăștia, spune-mi, au ochii mici dacă vin din Asia de acolo? Sunt vărgați. Și ei ai naibii. Deci țânțarul nostru românesc, autohton. Eu despre ăla aș vrea să vorbim. Dom'le, un țânțar civilizat. Mie mi-e dor de țânțarul nostru autohton. El, practic, dormea toată ziua ca porcul, se trezea seara, mai spre noapte, zbura mai încet, cu un sunet de lauzeai, da, și puteai să te înțelegi cu el. Ăștia e dracu, ciupesc toată ziua, zboară, cum să spun, zici că sunt aviație de vânătoare, da, în zigzag fac, zici că sunt viespi, înțelegi? Nici muzical nu prea sunt. Și pe la picioare atacă. Mamă, și când te înțeapă, te rup, frate. Este îngrozitor. Eu ce vreau să vă spun, m-au ciupit și pe mine, că am fost și eu la o terasă zilele trecute și m-au ciurit niște țânțari de ăștia în contextul în care eu n-am avut sezonul ăsta. Eu am crezut că țânțarul a fost eradicat. Deci eu n-am avut niciun țânțar în casă. Și eu am crezut că au dispărut. Uite, am fost cu discoteca acum la lângă Focșani, la Zaga, și acolo e multă apă. Teoretic e delta, mă rog, delta Siretului. Da. Și mă gândeam că o să fie nenorocire. N-am pățit nimic. Bă, unu. Unu măcar. Erau plecați. Probabil. Au m-am întors, m-am întors acasă, m-au nenorocit. Te-au rupt, da? Da. Cred că supărați că mi-am luat și pe ei acolo. Habar nu-mi dau seama. Dar știi ce am mai remarcat? Că dacă ies cu Ione pe terasă, în grădină, eu n-am nicio problemă. Toți țânțarii o atacă pe ea. Bă, ce nervantești. Păi, pe ce criterii pe tine nu te mușcă țânțarii? Nu știu, nu, frate. Dacă are, deci am concurs. Ione mai dulce ca mine, mod evident. Dar dacă eu, să zicem, mă mușc o dată de două ori de picioare, mă, pe ea, adică are în 10 minute, are câte 5, 6, 7 mușcături de țânțar de să mai uită și ei la client. Să mai uită, da. Eu am păr pe picioare. Dar ce? Tu altfel, dacă ești singur, te mă mușcă, da. Mușcă mai abitir? Mai adică e... decât când sunt cu Ione, da. Când e Ione, este atracția principală, devine ea, pe mine mă ignoră. Dă-te, yes. Îmi place ce gust ai, ești acritură, martalogule. Da, n-am nicio idee, adică nu înțeleg de ce îi mușcă țânțarii mai mult pe unii sau pe alții. Și cum, ce, băi, există ceva ce funcționează? În afară să te dai cu șperiuri de alea care put îngrozitor. E, asta e bună. Ce? Asta e, acum te mai plângi că put. Băi, te dai cu șpării de la toate pisicile din curtea mea, stau brusc la distanță de 10 metri, una nu mai vine. Bine, mă iubesc pisicile, vin în brațele mele, e o plăcere. Aiurea, dacă mă dau cu șpării de la, nu se mai apropie niciuna de mine, e foarte nasol. Lumânări, nu funcționează. Spirale de-alea, fac fum, sunt țarii tigru, sunt, e, grătan. Înțelegi? Ione are un cesuleț de ăsta care face un sunet. Piu, știi, un, o brățară de asta face un sunet. Nu pare să funcționeze nici aia. Cu păi ce funcționează? Nu știu. Hai, poate ne ajută. Nu vreți să ne ajutați? 0728-3132. Ajutați-ne și pe noi. Cum scăpăm de țânțar? Cum facem să nu ne mai ciupească? Mai ales pe noi ăștia. Știi cineva vreo metodă? Mi-am luat chestii de aia care curentează. Știi? Aia, cu lumina aia, violet. Nu cred că ți-ai luat bec de la teleshopping. Asta pe lângă ventilatorul de shopping. Am vorbit de el. Am văzut zilele trecute. Tot la teleshopping, aia eu nu credeam că mai există. Deci prezenta un bec cu LED. Că zicea că e și foarte mișto becul, mamă, făcea o lumină de aia albă de torbești, înțelegi, zici că ai neon. Și zice că, pe lângă faptul că omoară țânțarii, aveți și o lumină plăcută. Nu, lumina nu e plăcută, nu. Și e un bec de ăsta care are dispozitiv de la de prăjit insecte. Și era reclama aia clasică. Eu nu credeam că lumea mai halește de-astea în 2024. Nu, l-am cumpăr luat... acum becul și primești două. Măi, l-am luat înainte de pandemie. Deci, nu era teleshopping. Bine. Nu era, adică era mai naiv.
Spuneți-ne de ce pe unii ne mușcă mai rău țânțarii și pe alții nu și dacă ați găsit soluții astfel încât să vă protejați de țânțari. Cică dacă, ia uite. Mănânci, cică dacă mănânci usturoi mult, nu te mai mușcă. Așa zici, 0728-3132, așteptăm mesaje și puteți să ne și sunați la 0372069599. Au început să vină, Cristi zice că să dai foc la cărbune, că tu ai grătar, și să pui zaț de cafea peste și fumul ăla îndepărtează. Și da, mă îndepărtează și pe mine. Tu știi de cum, ce? Tu știi cum miroase zațul de cafea când arde? A cafea, nu? Nu, să încerci. Nasol? Este, da, nu poți, e nasol. Știi unde am văzut asta? Frumos. În Grecia am văzut. Mai puneau grecii pe terase. Bravo, da, pentru albine. Și puțea, nu albine, viesp. Și puțea pentru viesp, mă rog. Da. Pentru bine, mine vezi pe tot ca o albine. Tot vin mesaje, sunt foarte multe mesaje legate de zațul de cafea, așa că așteptăm în continuare mesajele voastre. Din totdeauna am avut probleme cu țânțarii, nu am știut niciodată cum să scap de ei, dar poate încerc asta diseară, uite, te freci cu frunze de nuc, zice Adichirica. Bă, și văd, știi, cu șomoiul. Trebuie să caut un nuc. Le-ai zis că nu vrei să miroși? Le-ai cerut oamenilor soluție, ți-au dat. Acum ești nemulțumit. Ce soluții au venit? Miroși anuci. Ceea ce cred că e foarte frumos. Sunt fel de fel de soluții. Eu sunt uluit câte soluții au venit de la ascultătorii noștri. Mădălina zice în felul următor, din Focșani. Se pune cafea într-o farfurie sau jos pe beton și se dă foc sus la vârf, în paranteză, să fie ca un munte. Da, știu. A funcționat pentru toată terasa. Dar mai este și o altă opțiune, Vlad. Într-un borcan mic se amestecă două lingurițe de cafea zaț cu apă și se umple borcanul 3 sferturi. Restul se completează cu ulei, iar apoi o plută cu fitil de candelă și dai foc. Acel miros de la cafea nu e pe placul țânțarilor și îi ține la distanță de zona respectivă. Deci a pune zaț cu apă într-un pahar, completează cu ulei și pe urmă aprinde tip face candelă, o lumânare de cafea. Ceea ce te ajută și cu divinite. Și știi ce zic? Adică, practic, că bifezi două situații. Da, ia să și ascultăm mesaje. Neața, băieți, pe toți ne rog țânțarii, dar cel mai bun repelent pe care am auzit că îl folosește lumea, vreau să-l încerc și eu, și de nu l-am încercat, dar foarte multe recenzii pozitive. Natural, fără substanțe chimicale, este o felie de lămâie înțesată cu cuișoare. Condimentul acela pe care îl găsim în supermarketuri, așa îi spune, cuișoare. Multe cuișoare, băgate fie într-o jumătate de lămâie, fie într-o felie de lămâie mai groasă, pusă pe masă și automat nici muscă, nici țânțar, nici orice altă insectă nu mai vede. Vezi că el a zice țânțarii că țepe ăla? Ce anume? O zice țânțarii că țepe cu ișoarele? Funcționează... Omul a spus că s-a documentat și că sunt multe recenzii care spun că e o metodă de succes asta. Poate cu ișoarele în casă, eu vorbesc de afară, în casă n-am țânțari, că am plase la geamuri. Și afară ce? Nu cred că funcționează, adică de-abia funcționează astea cu fum, care vorba aia împrăște peste tot, ai o lămâie care... Afară, uite, zice Marius din Bârlad, să încerci cu balegă de vacă uscată, să-i dai foc. Nu știu, el e serios. Zice că fumul ăla rezolvă toate insectele, nu numai țânțarii. Crezi că rezolvă și cu tine. Că vine la barieră. Auzi? O remorcă într-o zi. Ai putea să ții o vacă. Nu, aș putea să vine la barieră, știi, la portare. La domnul Petreanu mergem. Unde? La domnul Petreanu am adus o remorcă de balegă anti-țânțari. 2 metri cub de balegă de calitate. Salutare! Salut! E limpede pentru toată lumea, cred că țânțarii se orientează după amprenta termică. Deci, dacă lângă tine o persoană care are o amprentă termică, o idee mai pronunțată, atunci țânțarii se orientează către el. Corect. Asta e pentru că ai zis tu că dacă ești cu Ione, o atacă pe ea și te scapă pe tine. Mie mi-e fric tot timpul, știți prea bine, amprenta mea termică e joasă, eu am mâinile reci, picioarele reci tot timpul, adică uite, corect. Și am burta mare, cred că de asta se orientează și după volum. Asta cu lămâia și cu ișoarele chiar funcționează, ne scrie Gabriela. Uite, domne, să încerc cu lămâie și cu ișoare. Să le apă în două. Cuțuică pe piele. Pe țuică pe piele, îmi dau țuică pe gât. Da, țuică pe, țuica pe interior pe nu exterior, ajută? Pe exterior, da. Pe exterior nu ne dăm, că e urât. Risipim zice țuica. Că funcționa, că lasă uite... că suportăm o înțepătură două. Cum să stricăm țuică, ești nebun? Da. Știi ce dimineața, funcționa? Fraților, eu am un dispozitiv dintr ăla de-l bagi în priză cu pastilă, cu nu știu ce, de amețește țânțarii respectiv și apoi cu paletă electrică spang, zici că Obi-Wan Kenobi așa se aude. Da, am avut, eu ca o rachetă mică de tenis. Ce ai avut? Paletă electrică? Da.
E ca nu o rachetă cred. De tenis și când o porneai avea un buton, îi dădeai drumul, era cu baterii. Uh-huh. Mi-a adus-o cineva, n-am cumpărat. Pe asta n-am cumpărat. Nu te cred, pleacă de aici. Ai, ai pivniță. Ai... Dar acum aș mai cumpăra una. Eu trebuie să-ți facem, n-am mai fost de mult la tine, trebuie să-ți facem un vizită, să vedem ce ai mai cumpărat în ultimii ani. Că... Frățioare, o porneai și după aceea trebuia să-i vânesc cu paleta, deci erai ca Federica, știi? Vânai și când atingeai musca țânțarul ce era, e zapa. Serios. Trebuie să ai... Și făceai chestia asta? Am făcut un pic, dar după aia e prea multă activitate fizică și melene. Băi, totuși te duci, te întinzi pe terasă pe șezlong. Stai puțin, aia produce un arc electric sau tu trebuie să atingi țânțarul cu ea? Trebuie să atingi țânțarul cu ea. Și atunci care mai e hazul? Vezi? Faci sport în timpul ăsta. A, doar că cumva l-o mor electronic, adică aici tu... Da. Dar știi ce am observat apropo de asta, în paranteză, o chestie care chiar funcționează. Văzută la un amic, încercată la mine și după aceea aplicată și la alți prieteni. Oricine mănâncă afară sau, mă rog, are terasă, știe foarte bine că vin muște, țânțari, lucruri de genul Insecte. Ăsta. Insecte. Băi, sunt super enervante și când vrei să mănânci vara, ți apar muște. Mai... Da, e cel mai enervant. Da. Dacă eu mi-am montat, deci am descoperit că un ventilator de la de exterior, montat sub acoperișul de la terasă, deasupra mesei, un ventilator de la, cum sunt ventilatoarele de tavan, știi? Un ventilator de tavan sperie muștele și țânțarii. Nu sperie viespile, asta este adevărat, alea par totalmente indiferente la ventilatorul la care se învârte. Dar dacă îl pornești și pe ăla și se învârt palele alea sus, nu mai vin muște și țânțari. Poate face vânt și nu mai reușesc ei să zboare în zona respectivă. Nu face vânt, adă puternică, totuși trebuie să stai sub el. Le deranjează palele alea care se învârt deasupra. Deci o soluție curentul de aer cred că le deranjează, că n-au stabilitate. Aer, crezi că nu bate vântul afară uneori? Deci adică... când bate vântul nu se muște. O, serios? Asta, nu știu. Aia e problema, că nu le... Tu gândește cum ai fi tu să stai în curent. Uite că după ce românești le deranjează curentul. Da. Am încercat cu curent, cu balegă, cu zeați de cafea, cu asta. Se dă cu balegă pe tine. Răspunsul a venit de la Gabriela, ea a găsit soluția. Și zice așa, am rezolvat problema cu țânțarii încă de acum 10 ani. S-a mutat. M-am mutat de la Brăila la Piatra Neamț. Poftim. Bravo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.